Bună! Bine ai venit în bucătăria mea! Numele meu este Ramona și pe acest canal postez în general rețete fără carne și clipuri cu ce mănânc într-o zi. Dar ocazional mai abordez și alte subiecte care mă interesează, care mă pasionează, cum ar fi cărțile, reciclarea, sustenabilitatea, mișcarea, un stil de viață sănătos. Astăzi vin cu o rețetă foarte simplă, foarte gustoasă și sățioasă, o rețetă de sezon, o rețetă cu leurdă. Voi pregăti humus cu leurdă, un preparat foarte versatil, îl poți consuma la micul dejun, la gustare, prânz sau cină. Dacă n-ai mâncat până acum leurdă, zic să-i dai o șansă, e gustoasă și sănătoasă. Mai am pe canal încă 3 rețete cu leurdă, o să las link-urile în comentarii. Voi folosi următoarele ingrediente. 150 g nămut fiert, 50 g leurdă, 50 g tahini, 10 linguri apă rece, 2 linguri zeamă de lămâie, o linguriță sare roz de Himalaya. Năutul a fost cântărit uscat, apoi înmuiat 24 de ore, clătit bine și pus la fiert. După ce s-a fiert, l-am scurs de zeamă, l-am lăsat să se mai răcească și apoi l-am decojit. Este un pas mai migălos, pot sări peste el, dar umusul este mai cremos dacă este curățat năutul. În momentul în care am pus năutul la fiert, am pus și apa în frigider. Așa are suficient timp să se răcească. Umusul are un gust intens de leurdă. Dacă nu ești obișnuit cu gustul ei, încearcă rețeta pentru prima dată cu o cantitate mai redusă de leurdă, cu jumătate sau poate chiar mai puțin. Am pus în robotul cu lamă est leurda și năutul, am mărunțit, apoi am adăugat și restul ingredientelor și am măcinat totul foarte bine. Dacă nu ai robot, poți folosi blenderul, însă în acest caz pune toate ingredientele de la început. Blenderul, cel puțin al meu, are nevoie de lichid ca să macine bine totul. În general mănânc humusul cu ulei de măsline deasupra și cu niște semințe de pin. Sper că ți-a plăcut rețeta de azi. M-aș bucura foarte mult dacă dai acestui clip un like și îl distribui către prietenii tăi. Pe data viitoare! Pa, pa!